Salutare sucevenilor! Pe Bucovina TV, la Viața în Suceava, într-o zi în care discutăm despre bani. Vrem să aflăm dacă o ducem sau nu rău, dacă am intrat sau nu în criza despre care se tot vorbește în continuu. Dacă ne va ajuta sau nu acordul făcut cu cei de la FMI, Fondul Monetar Internațional, dacă ne vor trebui respectivii bani și dacă până la urmă vom reuși să îi dăm și înapoi, că asta contează, să nu fii dator. FMI, Fondul Monetar Internațional. Fondul Monetar Internațional. Internațional, așa, Monetar Internațional, dar mă scuzați că... Nu pot să-mi dau seama. FMI, Fondul Monetar Internațional. Cu siguranță, da. Suntem, dar nu în totalitate. 30% suntem. Suntem, nu în măsura în care sunt ceilalți. Dar totuși la noi se simte criza. Cum să vă spun, o parte. Cei bogați nu vor suferi, iar cea plapuma de jos vor suferi toți. Vor suferi. Nu știu. Toată lumea spune că da. Da, se poate spune, eu știu. Păi, pe termen scurt, se simte o îmbunătățire. Am observat că s-a întărit leul un pic, dar pe termen lung mă tem că o să avem probleme. Pentru întreprinzători. Bune, rele, pe de-o parte, nu toate merg la fel. Bine să se facă, dar într-o limită anume. Eu știu, nu se măsură să... Împrumutul ăsta este bun, dar cu două tăiușuri. Dobânzile care sunt puse și vor plăti generații, peste generații, ce vor îngropa România asta, care ați văzut cât de frumoasă au fost, la Revoluție. Au fost fără datorii, fără nimic, așa. Aici au îngropat toți. Iar generații, peste generații, vor plăti ce au băgat România asta în asemenea datorii. Și poate este bun, dar nu văd din ea să o scoate. Partea economică au plecat. În prima dată, partea economică este. Fabrici. Ce au fost? Că se producea. Le-au oprit, le-au vândut, le-au dat. Nu au fost rentabil, nu au fost. Am ajuns o țară, cum mai spui, țara în limarul. Așa. Și suntem o țară socială. Cum spui, bolnavi, suntem... Eu nu știu, ne îndatorăm prea tare. Noi românii și ne cresc impozitele și taxele. Sper că da. Adică trebuie să strângem cureaua, că doar fiecare avem împrumut în bancă și dumneavoastră... facem cumva să dăm înapoi. Da. Cu mari eforturi. Așa. Da. Nu. Poate generațiile noastre și a dumneavoastră și a mea, poate cumva să mai schimbi ceva, se poate, nu se mai poate. E foarte mare datorii, suntem băgați acum, la ora actuală. Da. Cum să spun? O să ne ia mai mulți bani nouă pe taxe, impozite și... Momentan nu. Deja am un credit și oricum nici nu aș mai beneficia din credit. Nu. Deci dacă nu-i pot da înapoi. Nu. Acum nu. E pentru că suntem în faza în care suntem și nu mi-aș permite. Nu. N-aș avea curajul. Pentru că vor suferi alții în urma mea. Nu, pentru că am prea multe. Ce facem? Avem nevoie de bani. Nu putem trăi fără ei. Oare? Chiar nu mai putem trăi fără bani? Chiar nu putem din când în când să ne tragem și să ne uităm de deasupra, să vedem că nu totul înseamnă bani? Până la urmă, de ce avem nevoie de bani? Ca să mâncăm, ca să ne ținem cald și, de ce? Să fim fericiți? Nu chiar obligatoriu. Corect, foarte mulți vor spune că banii n-aduc fericirea, virgulă, puncte, dar o întrețin. Însă totuși, din când în când, ridicați-vă deasupra și uitați-vă în jur. Oare chiar este așa? Este sau nu bun acest împrumut? Cu siguranță noi nu putem decide lucrul acesta. Nu am spus noi ca fiind doar noi cei de la emisiune, ci noi ca toată generația noastră.
vor putea spune alții dacă este sau nu bine până la urmă. Voi fi contrazis, dar cu siguranță cineva nu va putea aduce un argument care va fi 100% valabil. Dacă aveți idei, păreri, impresii, vă așteptăm pe www.viatansuceava.ro. Cine știe, poate idei de a ieși din impas, poate idei de a trăi mai bine, poate idei de a nu mai avea nevoie de bani. Pentru Bucovina TV, Viața în Suceava, Steve. Sponsorii emisiunii Viața în Suceava. Într-o lume nesigură, nu încerca să-ți faci singur dreptate. Fii inteligent. Alege o soluție legală pentru siguranța ta. Simpli Electric și FGM vă oferă o gamă largă de sisteme antiefracție, supraveghere video, monitorizare și pază. În România, la fiecare 6 ore, se sparge o locuință. Când crezi că a fost ultima? 0766 303 603.